Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește de noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește de noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește de noi! Prea Sfântă Treime, miluiește de noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru Sfânt numele Tău! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fac-se voia Ta precum în cer așa spre pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, pe cum iertăm și noi greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean. A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru față de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta, pentru locul acesta, pentru comuna aceasta și pentru cei ce cu dragoste au venit aici, Domnului să ne rugăm. Doamne, Sfințitul Părintele nostru, Teofan, Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și întru Hristos, diaconime, pentru coplerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul poporul mânt de pretutindeneam, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos, armată Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice Domnului, să ne rugăm. Doamne, cei ce călătoresc pe ape, pe uscași, prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei care pătimesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să primească îngeri felnic cu cel mai presus de ceruri mulțumirea și rugăciunea noastră de acum, a nevrednicilor robilor săi și cu îndurare să miluiască pe noi, să ne miluiască pe noi, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să nu se întoarcă de la mulțumirea noastră pe care o aducem cu inimă smerită, pentru binefacerile pe care le-am primit de la El, ci ca o tămâie cu bun miros și ca o ardere de tot bine primită să fie lui Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să audă și acum glasul rugăciunii noastre nevrednicilor robilor săi și bună cererea și dorirea credincioșilor robilor săi spre bine să le plinească și cu milostivire să asculte glasul rugăciunilor lor, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăvistorie tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, Sfânta curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea
Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Sfie, Doamne, că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Mulțumitor fi noi nevrednicii robitei, Doamne, pentru binefacerile tale cele mari pe care le-ai revărsat asupra noastră. Lăudând-te, binecuvântăm, mulțumim, cântăm și slăvim marea ta milostivire și cu dragoste ca niște robi strigăm ție, binefăcătorule, mântuitorul nostru, slavă ție! Ține senine și fericire la mulți ani, să trăiți la mulți ani fericiți! Domnilor deputați, invitații comune noastre, tuturor invitaților, care s-au adunat la această adunare, dă-le, Doamne, zile bune, viață paștincă, împlinirea tuturor succeselor dorite și păzește pe dânsi într-o mulți ani, mulți ani trăiască. Mulți ani, la mulți ani, mulți ani, mulți ani, la mulți ani fericiți! Acest ceas aniversar al comunii noastre, dă-le, Doamne, sănătate, zile îndelungate și îi păzește într-un mulți ani, mulți ani trăiască! Să bădea Domnul numai lumina ta, lumina să dăinuiți pentru credință și mântuire la mulți ani, să primar, domnule vice, domnilor deputați, stimați oaspeți și inviți concetățeni. Poate că sărbătoarea aceasta este legată mai mult de cei care au plecat departe de comuna noastră spre a-și câștiga, cum ne rugăm noi, pâinea cea de toate zilele în alte localități, în alte zone, în alte țări. Bucuria întâlnirii, desigur, o considerăm ca una de comuniune, una de socializare, una pentru prin care ne întâlnim cu toți semenii noștri, rude, mai de aproape sau mai de departe. Dacă ieri, poate, cum a fost în satul nostru, ne-am adunat la căpătâiul celor trecuți din lumea aceasta, mutați la cele veșnice, astăzi ne întâlnim cu cei care suntem și viem pe pământul acesta și mai ales pe pământul comunei noastre, Piatra Șoimului. Desigur că despre realizările comune vor vorbi persoanele înditruite. Eu doar atât vreau să vă amintesc că suntem în perioada când cinstim pe martirii brâncoveni, voievozi de neam, care au fost pilde și exemple de trăire cetățenească, de conducători deosebit cinstit și demn și mai ales de martiri creștini.
Poate că pilda și exemplul lor trebuie să o avem fiecare în față, pe retina sufletelor, nu numai a ochilor, și trebuie să procedăm ca atare. O altă problemă care ne leagă pe noi români și creștinii, poate că sunt cei care din sudul țării nu au acoperiș și nu au cu ce să se hrănească și pentru care noi, ca și creștini ortodoxi, trebuie să ne nevoim așa cum au procedat Biserica, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe și Televiziunea Națională, ca să mai colectăm mai departe, așa cum am colectat și până acum, produse neperisabile și bani. Poate bucuria aceasta a întâlnirii, am spus, a celor de departe, veniți astăzi, aici, împreună cu cei de sus și cu cei de jos, să ne întâlnim mai întâi prin rugăciune în slujba aceasta și apoi prin cuvântările de rigoare, să ne bucurăm cu toții că suntem încă sănătoși, că Dumnezeu ne-a dăruit binefacere, așa cum în comuna noastră se întâmplă, parcă am fi oarecum, nu numai datorită rugăciunilor pruncilor, a bătrânilor, a părinților și a tuturora, să fim ocrotiți de toate nevoile și necazurile care se revarsă în alte părți din țara noastră. Distinse fețe bisericești, doamnelor, domnilor consilieri, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, stimați invitați, ne aflăm din nou în zi de sărbătoare, la mijloc de august 2014, moment în care ne-am obișnuit cu toții să ne întâlnim în acest loc, pentru a cinsti ziua și numele comunei noastre, Piatra Șoimului. Fiți bineveniți așadar, cu mic, cu mare, tineri și bătrâni, invitați de seamă și oameni obișnuiți, la întâlnirea anuală pe care autoritățile publice locale, care vă reprezintă, au consfințit-o de ziua comunei Piatra Șoimului. Și în acest an, la mijlocul celui de-al patrulea mandat al meu, am primit ghinul dumneavoastră prin reprezentanții pe care i-ați ales și a căror prezență vă rog să ne permiteți să o salut pentru a veni în fața locuitorilor satelor comunei să le spunem că ne dorim să o reprezentăm cu cinste și mai departe. Noi am precupețit niciun efort pentru a vă cunoaște problemele, pentru a căuta căi și mijloace cât mai eficiente pentru a le rezolva. Consider că cei de bună credință, privind în jur, pot vedea și singur realizări care vorbesc de la sine, de aceea cred că e mai bine să mă refer doar la planurile de viitor. Ei bine, este locul și momentul să vă informez că urmează să ne ocupăm de reabilitarea căminului cultural din satul Luminiș, pentru care am primit finanțare din fonduri europene nerambursabile, precum și de drumul comunal Piatra Șoimului Poieni, aflat în faza de evaluare a documentației depuse la Minister. Ne gândim în perspectiva pentru acordarea unității administrative la sistemul de apă și canalizare și să facem pași serioși în acest sens. Știm că nu va fi ușor, dar astăzi vrem să sărbătorim împreună cu dumneavoastră, pentru că așa e bine și frumos în mes de vară. De aceea am invitat din nou nume importante din peisajul folcloric național pentru a vă aduce prin cântec și joc mesajul și urările noastre de mai mult și mai bine, cu sănătate și bucurie în familie fiecare dintre dumneavoastră. Mai rămâne doar să declar oficial deschisă cea de-a noua ediție a Comunei Piatra Șoimului. Vă dorim petrecere frumoasă! Bună ziua, Piatra Șoimului, bine v-am găsit! Mă bucur să fiu din nou aici, în mijlocul dumneavoastră. Vreau să văd și aplauzele, așa să-mi dau seama că sunteți fără de tință. Acest eveniment pe care domnul primar l-a gândit pentru dumneavoastră, suntem așadar la cea de-a noua ediție a Zilei Comunei Piatra Șoimului. Știți din experiențele anilor trecuți că e un eveniment ce se întinde pe parcursul la câteva ore și sunt convinsă că și de această dată veți avea parte de momente absolut speciale. Însă, așa cum este și firesc, ne promovăm și oamenii locului și aș vrea să-l aplaudăm pe domnul viceprimar ce ne va prezenta momentul lui de ansamblu puțin mai târziu. Aplauze, vă rog! De asemenea, pe părintele Atanasiu Lucian ce ne-a pregătit în deschidere momente speciale. Ansamblul Datina Străbună este ansamblul pe care dumnealui îl coordonează și sunt convinsă că le sunteți alături, așa, cu sufletul. Așadar, vom petrece împreună câteva ore bune.
O să-l invit pe părinte aici lângă noi, pentru că dumnealui ne va da detalii ce se întâmplă în cadrul programului oferit de dumnealui, cine ne cântă mai exact. Mai cu seamă că dumneavoastră știți că în cadrul ansamblului sunt tineri foarte, foarte talentați. Păi să-i aplaudăm, să le dorim succes, mulțumim celor dinainte și au vorbit, mulțumim în mod special domnului primar și ar vrea să-l aplaudăm. Că s-a gândit și în acest an de... Eu știu, s-a gândit la oamenii locului, deși vremurile nu sunt tocmai prielnici, așa. În general, sunt probleme în țară. Peste tot, uite, dumnealui a făcut eforturi și acest eveniment dăinuie. Și Dumnezeu se pare că ține cu noi, pentru că vremea... Văd că s-a oprit ploaia, vremea e bună, așa încât să dea Dumnezeu să fie frumos până la finalul acestei zile. Și dumneavoastră să jucați, să petreceți și să vă simțiți foarte bine. Domnule primar, haideți să vă pup o dată ca să meargă bine. Da. E, deja mă simt mult mai bine. Îl mai aplaudăm o dată pe domnul primar. E un prieten foarte bun al meu, al dumneavoastră și de fiecare dată, în fiecare an aduce artiști așa cu placul dumneavoastră, cu gustul dumneavoastră. La fel a făcut și anul ăsta, să le zicem, domnule primar, câteva nume așa, cine vine, dați voie, dacă nu-mi dă voie, nu spun. Păi o să vină așa, Raul, Constantin Măgureanu, Adriana Bucevski, Adriana Ochișanu Bodgros, Ovidiu Homorodean, Paola, Nora, dumnealui. Veți vedea, e foarte, foarte talentat, aceea dintre dumneavoastră ce nu o cunosc. Și dacă Laura Haidău să vă cânte cu acela cu vânătorul, știți voi mai bine. Și vom vedea, dacă am uitat pe cineva, veți vedea ca și surpriză pe finalul acestui spectacol. Eu vă îndemn să-i urmărim pe început pe cei de la ansamblul Datina Străbună. Haideți să-i aplaudăm! Mulțumim doamnei Silvana pentru aprecieri și pentru prezența an de an la noi în comună. Sperăm să fim la înălțimea aprecierilor dumneavoastră. Până una alta, până ce ne organizăm, vă întâmpinăm încă o dată cu urarea de bun venit la sărbătoarea comunei noastre. Este ceas aniversar, moment de bucurie, de reflexă, moment de bilanț, moment în care, în comunie sufletească, ne bucurăm de darul pe care Dumnezeu ne l-a dat, de a ne naște și de a trăi pe aceste meleaguri, ne bucurăm de frumusețele acestei comuni, de oamenii credincioși, arminți și cuminți, care ne poartă numele peste otare. Ne bucurăm, cu toate că trăim un context istoric destul de tulburat. Știm cu toții ce se întâmplă la nivel mondial, câte neînțelegeri, câte frământări, cauzele Dumnezeului știe, noi le bănuim, însă noi avem destule motive ca să ne bucurăm. În primul rând, ne bucurăm de darul vieții, de faptul că Dumnezeu ne-a dus din neființă la ființă. Cât de frumoasă este viața!
importantă pentru Comuna Piatra Șoimului, pentru comunitatea de aici. Cum o trăiți? Bună ziua, bine ați venit, așa este, este la a noua ediție. Ne-am străduit ca și anul ăsta, cu toate că bugetul este așa cum este el, nu numai la noi, în toată țara, chiar în toată Europa, dar din puținul care este, am făcut cât posibil, atât eu primarul, cât și consilierii, și am înțeles aspectul, să continuăm acea tradiție care tot noi am început-o, că este păcat. Facem această tradiție de a noua ediție, o facem în luna asta, în luna august, pentru că este luna de vârf, ca să putem spune așa, pentru că aș da un exemplu numai la comunitatea noastră. Comuna Piatra Șoimului are în jur de 8640 locuitori, din care peste 3500 sunt plecați în străinătate. Majoritatea în Italia, Germania, Spania, deci în străinătate. Acum este momentul și timpul, că multe lumea m-au întrebat, domnule, dar ce faceți așa, că se fac la multe? Majoritatea comunilor fac acum, pentru că este momentul cheie, luna cheie, în care vin stranierii, cum îi spunem noi, acasă. Cu toate că, în ziua, cu toate că astă noapte am fost și eu la vreo două nunți, toate restaurantele, toate căminile erau pline cu nuntași. Deocată la început, acum sunt mai puțin tăi, dar își mai revin, că duc și la nunți, vin și aici, mai au și prieteni, asta e situația, dar trebuie să împărțăm pe toate. Am stat de vorbă cu cetățenii, am înțeles că sunteți un primar gospodar aproape la al patrulea jumate, cincilea mandat. Nu știu, nu vreau să mă laud eu, dacă spun ei, înseamnă că așa o fi. Eu am un principiu în viață, decât să ne lăudăm, mai grabă să tăcem să facem. Ce așteptări au cetățenii din comună pentru ziua de astăzi? Ei știu deja că îmi place și mie folclorul. Am căutat pe cât posibil fiecare an să aduc tot nume noi din folclor, să nu plictisim oamenii. Vor și ceva mai nou. Iar spun după limita bugetului, dar cât de cât să mai schimbăm, să-i aducem și cu voie bună. Păcate vremea puțin așa mai înourată. Nu, vremea e destul de bună, Dumnezeu ține cu noi, pentru că și căldurile care au fost prea puternice pentru zona noastră, iar nu erau bine. Bune. Eu zic că e foarte bine. Ce își dorește domnul primar pentru, să zic, perioada următoare? Cred că în primul rând ar trebui să ne dorim, începând de la mine și la toți concetățenii mei, sănătate, că de aici pleacă toate. Și după aia, cu speranță în Dumnezeu, îi facem pe toate. Stăm de vorbă cu domnul Ioan Oțel, viceprimarul Comunei Piatra Șoimului. O zi frumoasă, o zi de sărbătoare, domnule Oțel. Bună ziua și bine ați venit la noi. Într-adevăr, este o vreme splendidă. Ne-a dat Dumnezeu timpul ăsta, îi răcoare, e bine, nu curge de sus. E posibil ca de seară, după ce terminăm treaba aici, că noi tot timpul avem noroc să vină ploaie, că e binevenită și ploaie. Ce ne puteți spune despre Comuna Piatra Șoimului, comuna din care faceți parte? Vai, cu dragoste vorbesc de comuna mea. Este o comună mare, este o comună de gradul 1, avem 8400 de locuitori, am fost mai mulți, dar cam 30% din comună sunt plecați peste hotare. O parte se întorc cu drag în luna august, la sărbătoarea comunii. După cum vedeți și eu, sunt îmbrăcat în costumul popular. Activez în formația, ansamblu Miorița, după Revoluție, circa 23 de ani, 24 poate, așa este, și ori de câte ori la sărbătoarea comunii, fiind și viceprimar, eu am fost cel care am inițiat proiectul ăsta de hotărâri, să facem și noi sărbătoarea comunii, fiindcă și eu eram invitat în alte părți și până la urmă am venit în Consiliul Local cu domnul primar, care ne-a acordat mare sprijin și țin să mulțumesc pe calea asta. Am inițiat acest proiect cu care mă mândresc. După cum vedeți aici, în dreapta mea, e ansamblu Miorița. Ori de câte ori, cu mare drag, îmbrăcăm costumele populare și mergem. Unii suntem invitați cu drag, mai ales la sărbătoarea comună, nu-ți discută. Hai să venim oricând. De ce ați dorit să înființați acest ansamblu Miorița? Încă de mic copil mi-a plăcut cultura. Îmi plac obiceiurile de iarnă, îmi plac cântecele, îmi place jocul și costumul popular. Eu l-am iubit tot timpul, nu știu cum m-aș simți dacă la o sărbătoare a comunii să fiu în costum, nu în costumul popular. Cred că m-aș simți rău de tot. Veți cânta, veți dansa astăzi, ce veți face? Cum să nu? Facem un program artistic noi de cântece și dansuri populare moldovenești. Sunteți din Piatra Șoimului? Da. Cum vă simțiți astăzi aici? Foarte bine. Ce vă place? Tot ce se vede aici, tot. Ce ne puteți spune despre comuna din care faceți parte? Foarte frumos, în comuna noastră nu mai există. Aveți un ansamblu folcloric aici? Avem, Miorița. Cum vreți să vă distrați astăzi? Foarte bine. Da. Să rămână. Mulțumesc. Dumneavoastră sunteți de aici? Da.
Cum vi se pare ziua de azi? Foarte frumos, îmi place foarte mult, îmi place și muzica, îmi place și primarul, și notarul, și pități la oaltă. Stați până de seară? Stați până de seară? Până de seară, s-a aproape aici, nu se parte, s-a aproape, să stau. Cum vreți să vă distrați? Foarte bine. Ne distrăm așa, întâi mai venim, mai vedem, mai mergem până acasă, mai dăm mâncare, mă la păsări, mai venim, ne mai uităm. Un mic, o bere? Da, o bere fără alcool, că babilii bătrânii nu mai beau alcool. La 70 de ani eu am băut destul. Ce ne puteți spune despre comuna din care faceți parte? Foarte frumoasă comună, îmi place foarte mult, asfalturi, avem de tătii pentru tăți. Să știm sănătoși. În primul rând, spune că primar, primul care îl avem. Ani să dea Dumnezeu sănătate multă lume. Și faci tot timpul. Și poduri avem, și treburi, și păi, de mine, nu a fost de când e lumea. Foarte bine. A întâi ai. Sunteți din Piatra Șoimului? Da. Cum vă simțiți astăzi aici? Bine. Vă place muzica, vă place atmosfera? Mi-a plăcut când eram tineri, dar acum mi-a caz gura ziua alea. Ați venit singur? Da, soția. Distracție plăcută. Mulțumesc. Sunteți din Piatra Șoimului? Da. Cum mi se pare ziua de astăzi? E foarte frumoasă. E foarte frumoasă, dați banii puțini. Pe ăștia nu prea dau bani acolo. De ce nu dau bani? Nu știu de ce nu dau. Îi ține pentru ei. Ce ne puteți spune despre comuna Piatra Șoimului? Cine corespunde? Ce ne puteți spune despre comuna din care faceți parte? O comună foarte frumoasă, foarte la locul ei. Oameni muncitori și toată regula. Și eu am înțeles foarte mulți plecați în străinătate. Sunt mulți, au rămas numai poflăi ăștia aici. Și ăștia dacă nu vin de grabă, ne găsești pe ăștia morți. Rămâne pământul praji. Dumneavoastră cum vă simțiți astăzi aici? Poftiți cum vă simțiți? Foarte frumos și foarte bine. Este o tradiție din vechi, bătrâni, și este frumos venit și bine venit. Avem un primar, un om gospodar, un om cu bun simț de răspundere și ambiții, și este foarte frumos. Odată pe an se merită. Cum vreți să vă distrați astăzi? Poftiți? Cum vreți să vă distrați astăzi? Limitele cele mai bune, da, depinde acum și de timp. Da, da, este ordinar de frumos, este foarte bine, în liniște, în pace și cu multă dragoste și bucurie. Cum vă distrați astăzi? Bine, bine. Ce vă place? Muzică populară. Exact, uite, știi, domnul să vă răspundă. Da. Muzică populară. Da. Muzică populară? Muzică populară. Și mișcare naturală. Ia arătați o mișcare. Uite așa e. Asta e de muzică ușoară, nu de populară. Popular și ușoară. Toate tipurile de muzică. Ce-mi place? Tot. Tot îmi place. Distracție plăcută. Mulțumesc frumos! Cum vă simțiți astăzi aici? Foarte bine și frumos. În fiecare se face așa ceva și noi ne place, mulțumiți de acest concert. Este tradițional ziua comunii. Ce ne puteți spune despre comuna Piatra Șoimului? Nu prea știu multe, că nu sunt aici. Sunt născut aici, dar stau în Rosnov. Prea pot să vă spun. Este un primar foarte bun. Ascultă de oameni, ce se cere face, că îl cunosc, că am fost aici a Constanteni. Nu am ceva, nu putem să vă spunem, că stau la Rosnov. Da. Cum vreți? Bați alt cosăteal care stă aici. Cum vreți să vă distrați astăzi? Foarte bine. Prin ploaie, prin soare, când mai e. Tu cum vezi? Foarte bine. Ce îți place până, sau ce ți-a plăcut până acum? Păi, totul. Foarte frumos. Stai de până de seară, până se termină spectacolul? Da, da. Cum vă numiți? Cimătară Gheorghe. Domnul Gheorghe, cum v-ați simțit până acum astăzi aici? Foarte bine, de acum nu m-am bat la buzunar dacă ai. Când era tânăr se făceau astfel de sărbători? Nu se făcea. Am avut noroc de părintele nostru. De părintele nostru. Ce ne puteți spune despre comuna Piatra Șoimului? Sunt oameni gospodari, arni și silitori. Arni și silitori. Și am înțeles că foarte mulți tineri plecați în străinătate? Am și eu, băieții mei toți plecați, că așa-i treaba. Au venit acum acasă? Da, venit toți, au venit la mine. Cum vreți să vă distrați astăzi? Mai puțin, că eu sunt cu scuterul. Sunt cu inima și nu prea să pot să beau. Sunteți de la Piatra Șoimului? Da, cu zorul. Cu ce gânduri ați venit astăzi aici la această sărbătoare? Păi ziua comunii și de asta suntem și noi. Când erați tânăr se făceau astfel de sărbători? Cum vreți să vă distrați astăzi? Cum vreți să vă distrați astăzi? Foarte frumos! Distracție plăcută! Mersi! Vă văd destul de vesel, vă place ziua de astăzi? De ce nu? Multe nu ne placă, foarte bine ne place! Sunteți ziua comunii noastre! Sunteți din Piatra Șoimului! Păi, jet, be jet!
Ce ne puteți spune despre comuna aceasta? A fost o comună foarte frumoasă, foarte înțelegătoare și la locul ei, cu oameni buni, oameni gospodari, înțelegători și bine primitori, înțeles, bine primitori. Oricine a fost la noi oaspeți, a fost bine primiți. Cum vreți să vă distrați astăzi? Foarte bine, ca cum eram de 12 ani m-ați distrați. Sunteți de aici, din Piatra Șoimului? Da, sunt sora vișilui primar. Faceți parte din ansamblu Miorița? Da. Ce ne puteți spune despre acest ansamblu? N-am înțeles. Ce ne puteți spune despre acest ansamblu? Acest ansamblu s-a înființat în 1972. Da, și apoi eu de atunci, de când eram la școală. Mergeți în alte localități și țineți spectacole? Da, am fost și acum la Durău, la sărbătoarea Durăului. În multe, la Sibiu am fost, în multe părți am fost, da. Sunteți din Piatra Șoimului? Da. Ce ne puteți spune despre această comună? Această comună e o comună foarte frumoasă, cu oameni buni, cu oameni care le drag să muncească. Chiar și eu muncesc. Am păsări, am... Cu tot că am fost plecată vreo 12 ani. Acum m-am înturnat și am reluat din nou activitatea. Este astăzi o zi specială pentru Piatra Șoimului? Foarte specială. Să vedeți mai târziu câtă lume se adună aici. Pentru că sunt două comuni, comuna Luminiș și Piatra Șoimului. Frumoasă din repertoriul Mulțumescu cu Răghească, ca la Piatra Șoimului. Thank you.
și din la romani prostul ne-o vinit. Suspișere-i mândru soare să ne bucurăm. La românii sărbătoare, haidați să jucăm. Haidați ca să ne tine din pora și-a dragă românilor. Și-n bataia vânătului mândru tricolor. De la Dunări în Carpați, haidați ora să jucăm. Să ne dăm cu tăță mâna, doar vrat să ne tem. Și asta ni ora cei mari. Păi la români sărbători. Și din Maramureș un pământ mirat. Din Dobrojan, Bucovina, Valea Olecului, de pe unea mai și locul tăt românului. Haidați ca să-n tine din pora și-a dragă românilor. Și-n bataia vânătului mândru tricolor. De la Dunări în Carpați, haidați ora să-l întindem. Să ne dăm cu tăță mâna, doar frați să ne tem. Și noi avem un trai de dor. Păi țara românilor! Suntem de-aceiași mamă și frață ne ținem. Dumnezeu Sfântul să-i țâie și pe noi la fel. Suntem români cu tăță și frață ne ținem. Prin și patrii românii vive și ei să trăiască. Elizestrea neamă ființa, țara românească. Noi ca oamenii ne-om treci, ele vor rămâni. Pentru copii și nepoți, țara și-ai din mâini. Și din otarii, otarii. I'm fine.
mulțumesc de suflet și... Pentru mamele noastre, pentru cele mai în vârstă. Strop de ploaie îmi bate în geam, Doamne, ce inimă. Pică frunzele de toamnă, mă gândesc la viața, mamă. Mi-e inima ca pământul, aș zbura la ea ca gândul, că mă arde sufletul de când lui călca iorul. Cu nevasta și nepoții ajunse-i în dreptul porții, și ea ne-aștepta sărmana cu ce așteaptă cu imama. Pune mâna strășină și oftă cu patima, și-mi dă dui atunci seama ce mult dor strânsese mama. Să nu mă vadă că plâng. Eu colibrii virea tristă și-mi șterg ochii cu batistă. Nu ai să-i sărut o mână, dar ea oftă din inimă. Doamne, cât sunt de bătrână, trăi să te mai văd în mă. Vestește-ne, măicuță, ce mai e nou pe uliță. Spune-mi cine-a mai murit de când pe acasă n-am venit. Unii se nasc, alții mor, eu stau singură cu dor. Ced în suflet cu tristețea și mă lupt cu bătrânețea. Așa este? Toți ne gândim la copiii noștri odată și odată. Îi așteptăm să vină acasă. Ia auziți! Ce să spună meu băiat, sunt așa cum le-ai lăsat. Toate la noi obor, sunt veci și la locul lor. Numai tu parcă ești altul, de când s-a dus bietul tatul. De ce n-ai venit, mă mire, să îngrijești la cinichii? Pe mormântul lui Vădine a crescut virul pe tine. Să vii măcar la zi mare, să-i aprinzi o lumânare. Pe cumesc copile dragă, nu la pădmas maua neagră. Doar cu asta mă mândui, că mă duc și mi-l tămâi.